Bun găsit la o nouă ediție ULBS Alumni. Invitatul nostru de astăzi este domnul Tudor Gorcea, absolvent al Facultății de Inginerie, specializarea tehnologii și echipamente neconvenționale din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. În prezent analist programator și proprietar al firmei SCE-TNT Computer SRL. De-a lungul timpului a ocupat funcții pe cea de programator, asistent tehnic și director. De asemenea, acesta mai contribuie și la proiectul Smart Village și a participat la realizarea aplicației City Manager, aplicație care a ajutat numeroase primării din județul Sibiu. Bun găsit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și bună ziua tuturor celor care urmăresc. Noi vă mulțumim că ne-ați acceptat. Domnule Gorcea, de ce ați ales inginerie și de ce în Sibiu? Sincer, întotdeauna am fost pasionat de echipamente electrice, de automatizări, de tot felul de chestii de genul ăsta și când am dat la liceu, eram cumva ghidat către Gheorghe Lazar, dar am fost așa într-o tură a liceelor și am ajuns la energetic. Și acolo, văzând stârpi de curent și chestii de genul ăsta, am zis, aici vreau. Am înțeles. Am intrat acolo la Mate Info, apoi am zis să urmez un pic aceeași direcție. Am vrut să zic așa la calculatoare în Sibiu, dar media nu m-a ajutat. Și am intrat la tehnologii și echipamente neconvenționale și, sincer, nu-mi pare rău deloc, pentru că această secție mi-a deschis noi orizonturi. În sensul că am reușit să îmbin tehnologia, programarea, să zic așa, cu automatizările la un alt nivel. Să înțeleg tehnologii și să pot să încep chestii mult mai complexe și chiar o să avem niște proiecte în viitor apropiat care vor folosi astfel de tehnologii. Am înțeles. Și chiar mările trecute că m-a ajutat foarte mult chestia asta pentru că am știut să înțeleg ce înseamnă o piroliză, ce înseamnă ce face un laser, cum funcționează, chestii de genul ăsta care le-am învățat în facultate. Sau cel puțin au fost niște baze care m-au ajutat să înțeleg fenomenele. Și atunci e mult mai ușor când vrei să faci ceva mai complex. Având bazele, poți mult mai ușor să înțelegi și să poți să construiești. Am înțeles. Cum vă gândiți la facultate, aveți o amintire plăcută care vă vine imediat în minte? Sincer, nu neapărat una. Sunt mult mai multe, în special colegii, să zic așa, cu mulți dintre ei am și păstrat legătura. Înțeles. Chiar și cu profesori am păstrat legătura, deci cum să zic, s-a creat așa o legătură cu unii profesori care cumva au fost alături de noi, nu au fost doar, cum să zic eu, cei care ne-au predat și atât, au contribuit la dezvoltarea noastră și ne-au ghidat. Țin minte, chiar am avut un examen unde, să zic așa, mi-am dat seama că am făcut punctajul de 5 și vroiam să plec din examen. Și m-am întors domnul Pascu din examen și zice, ce faci, cum să pleci? Treci înapoi și bă. Am înțeles. Și am avut o notă foarte mare la un examen foarte greu. Deci a contat foarte mult comunitatea. Da, da, asta pot să zic că a fost, chiar o comunitate s-a creat și pot să zic că am mai mulți colegi din facultate decât din liceu, să zic așa, cu care am păstrat legătura. Am înțeles. Iar și colaborăm și acum. Dacă v-ați întâlni acum cu dumneavoastră la 21 de ani, ce sfat v-ați dat? Ați avea un sfat pe care să vi-l dat? Primul sfat ar fi să citesc mai mult, să fi citit mai mult atunci. Adică să mă dezvolt mai mult personal. Adică eu am început pe la 35 de ani să citesc cărți de dezvoltare personală, lucru care dacă l-aș fi făcut pe la 21 de ani neapărat, 25 de ani, cred că m-ar fi ajutat mult mai mult și eram poate altundeva acum. Și într-adevăr văd tineri care fac treaba asta mai din timp și într-adevăr sunt unde sunt eu acum și ei n-au 30 de ani. Deci asta e o chestie care, să zicem, am ratat-o la momentul respectiv și o recomand tuturor. Citiți mult și dezvoltați-vă în fiecare zi,
pentru că atunci când nu mai citești și nu te mai dezvolți și nu mai înveți, cumva mori, te plafonezi. Da, da. Ne-ați putea spune, din punctul dumneavoastră de vedere, meseria pe care o aveți de analist programator, ce ar trebui să facă studenții pentru a ajunge să facă această profesie bine? În primul lucru, trebuie să-ți placă ceea ce faci. Deci dacă nu-ți place ce faci, părerea mea, nu te mai chinui, caută altceva. Nu e o rușine să zici că ai făcut facultatea, nu știu, de TCM sau calculatoare și să vezi că nu-ți place acea meserie și trebuie să faci altceva care îți place. Nu e nicio rușine să schimbi macazul, să zic așa. De exemplu, și soția mea a făcut limbi străine la Lucian Blaga și acum este un trainer personal chiar de succes, zic eu, în România. Dar asta a descoperit că îi place acum la 30 de ani. Și face foarte bine și e foarte apreciat. De asta zic. E important să faci ceea ce îți place, pentru că atunci nu obosești, atunci nu te plictisești, nu te enervezi și cam astea sunt condimentele, să zic așa, cele mai importante sau ingredientele cele mai importante pentru a reuși. Trebuie să nu renunți, pentru că nu e ușor, totul se face cu muncă. Așa. Sunt foarte mulți tineri care văd că iau exemplu de televizor, că pac, pac, se pot face bani repede. Într-adevăr, se pot face bani repede, dar poți să nu faci bani repede. Adică te poți uita la cei care poate au reușit cu criptomonede sau, eu știu, cu alte chestii de genul ăsta de conjunctură, dar s-ar putea tu să nu reușești în același fel ca aceea. Și atunci trebuie să și muncești. Na, rețeta cea mai sigură ca să reușești ceva în viață este să muncești. Na, poți să faci și chestii pe lângă, extra sau așa, dar sunt cu risc. Mai bine, părerea mea este să ai la bază munca și pe lângă și acelea. Nu, să nu le dai deoparte, poți să îți faci un boost al veniturilor, să zic așa, într-un termen scurt. Dar nu asta ar trebui să fie temelia sau fundația. Înțeles. Pentru că, vedeți, tehnologia în ziua de azi se schimbă foarte repede, foarte des. Nu știi ce va fi peste 5 ani. E important să te adaptezi, să fii tot timpul inovator, să tot timpul să studiezi ce fac alții, cum fac alții. De asta zic că e foarte important și să călătorești, pentru că vezi și altceva decât universul nostru. Pentru că nu, viața noastră nu e România sau Sibiu sau... Nu, e bine să umbli să vezi ce fac și alții. Da. Referitor la cum ne ajută tehnologia, sunteți implicați și în proiectul Smart Village, al cărui scop este de a oferi locuitorilor din mediul rural beneficiile unui stil de viață cât mai ridicat și model. Ce puteți să ne spuneți despre acest proiect? Cum a pornit? Ce presupune? Da, acest proiect a pornit cumva acum 10 ani, însă era un pic prematur. Adică nimeni nu înțelegea Smart Village, Smart City. Acum 10 ani nu prea existau conceptele astea, sau cel puțin la noi nu erau. Am tot împins, să zic așa, în Sibiu am reușit să implementăm, dar nu ziceam neapărat Smart Village sau chestii de genul ăsta. Până la un moment dat, când am fost invitați de către Microsoft și cei de la Telecom într-o caravană Smart City, cred că acum 5 ani sau 6 ani, prin țară, și atunci am, să zic așa, am devenit mai vizibil. Într-adevăr, interesul instituțiilor publice era către zero. Am ajuns în scurt timp ca primarii să-și dea seama că i-am ajutat și faptul că au ascultat de noi o perioadă, au văzut și rezultatele și apoi au început să vină ei către noi. Ce mai putem face? Cum mai putem îmbunătăți procesul? Pentru că noi nu ne-am limitat în a pune un senzor sau a pune, eu știu, o bancă inteligentă într-o localitate și să zicem că e Smart City sau Smart Village. Nu, noi am încercat să îmbunătățim procesele dintr-o instituție și totodată să fluidizăm, să zic așa, experiența cetățeanului cu acea instituție. Adică să poate să nu mai meargă deloc la instituție, să facă tot online sau, eu știu, primăria să dea anumite documente automat către un cetățean, gen un certificat fiscal sau adeverință, să poată să obțină cetățeanul și la 2 noapte dacă îi trebuie, să nu fie condiționate resursa umană din primărie. Și, bineînțeles, așa am reușit să eliberăm și
resursa umană din primărie să nu mai fie asaltată de cereri, să zic așa, să poată să se concentreze pe lucruri mai inteligente decât de tipărit un document și semnat și dat la semnat prin primărie și cetățeanul să aștepte. Astea sunt chestii care se fac automat, adică nu e nicio inteligență aici. Omul trebuie să facă lucruri inteligente, nu mecanice. Și acele lucruri mecanice trebuie să le facă roboții sau calculatoare. Asta e principiul care ne ghidează pe noi. Și atunci, de fiecare dată când descoperim un proces care poate fi automatizat complet, o facem. În câte localități a ajuns proiectul? Eu nu mai știu, cred că undeva la 300-350 sunt la ora actuală. O altă aplicație dezvoltată împreună cu echipa dumneavoastră de la TNT Computers și care ajută multe primării este City Manager. Acest proiect de unde a plecat? De unde a venit ideea acestei aplicații? Știu că a fost de mare folos în perioada aceasta pandemiei. Nu? Pentru oameni. Da, eu zic că e de folos tot timpul, pentru că City Manager, aceasta e soluția noastră începută de acum 10 ani. Îi spunea înainte TNT Manager, însă la sugestia câtorva prieteni de la Microsoft a zis trebuie să o rebranduiești pentru că nu e ok și atunci am rebranduit-o și am făcut și un alt design și a prins chestia asta. Practic ce face City Manager? Este o soluție completă pentru primărie, adică tot ce ține de acțiunile interne sau fluxurile interne dintr-o primărie, la taxe și impozite, registru agricol, asistență socială, management de documente, flux de documente, arhivare, contabilitate, tot e prins în ea. Pe lângă acest lucru, mai avem și partea de interconectare acestor module între ele în primărie, în așa fel încât informațiile să circule ușor între departamente și totodată să circule ușor și către cetățeni. Adică cetățenii pot depune documente online, pot să vorbi cu un robot telefonic și să semnaleze probleme care se duc automat în sistemul informatic sau primesc informații automat din sistemul informatic, adică pot vorbi la telefon cât am de plată. Și pe baza numărului de telefon îți spune cât ai de plată, dacă vrei să trimite un link de plată, dacă vrei să te înscrii într-o audiență, te poți înscrie în audiență vorbind doar cu un robot. Practic, nu mai stresezi funcționarul pentru lucruri simple. Tot ce poate face robotul. Da, și practic asta e City Manager. De-a lungul carierei dumneavoastră, cum ați depășit momentele mai grele? Ce-a contat mai mult? A contat oamenii din jur? Atitudinea, ce-a contat mai mult să depășiți acele momente grele în carieră? Păi, au fost mai multe momente grele, să zic așa, dar cel mai mult a contat, au contat oamenii de lângă. Într-adevăr, a contat și foarte mult cititul și documentatul și chestii de genul ăsta, dar oamenii au făcut diferența. Adică au fost oameni care... E bine întotdeauna să ai așa niște oameni care te inspiră și care îi admiri și să te iei după ei. E bine să ai măcar un om de genul ăsta care să zici, măi, vreau să ajung ca el. Iar când ajungi ca el, să nu zici, gata, am ajuns că și asta este. Nu, atunci trebuie să-ți alegi un alt om mult mai șmecher, în ghilimele, decât tine și să te duci după el și să încerci să-l ajungi din urmă. Și cred că asta a contat foarte mult. Și bineînțeles, oamenii ăștia au fost și niște oameni care m-au ajutat. Deci nu au fost genul, da, eu știu și nu-ți dau ție nicio informație. Nu, m-au ajutat și mi-au dat. Ce satisfacție vă aduce ceea ce faceți? Munca dumneavoastră. De ce satisfacție aveți parte? Păi cele mai faine satisfacții sunt cele când îți zice un client că l-ai ajutat sau când cineva care vrea să ia produsul tău sună un client de-al tău și clientul tău începe să te laude și nu se mai oprește. Și așa te încarcă și zici, păi n-am muncit degeaba. E drept și banii te ajută, că la urmă noi cu bani trăim toți. Dar banii nu sunt tot. Adică dacă punem în balanță banii și o astfel de atitudine de la clienți, te încarcă mult mai bine și te bucuri mult mai mult de acele recomandări și acele cuvinte din partea clienților. Am înțeles. La final, vă invit să răspundeți la 5 întrebări din chestionarul lui Proust. Ce urâți dumneavoastră cel mai mult?
Ce nu vă place deloc? Nu-mi plac oamenii care se vaită. Care se plâng, da? Da. Înțeles. Și ce iubiți cel mai mult? Tot ce e în jur, să zic. Tot ce e în jurul meu. Am înțeles. Ce apreciați cel mai mult la un prieten? Caracterul, omenia și sufletul. Am înțeles. Ați vorbit de respectul pe care îl aveți față de anumiți oameni. Aveți o persoană în viață pe care o admirați cel mai mult? Sunt multe persoane, ar trebui să vorbim mult. Sunt foarte multe persoane care m-au ajutat și mă ajută încă. Deci nu puteți să apreciez doar una. Nu pot, că ar fi nedrept, să zic așa, pentru că fiecare a avut un rol foarte important la un moment. Am înțeles. Dar sunt multe persoane. Care a fost cel mai fericit moment din viața dumneavoastră? Aveți un moment pe care puteți să-l numiți cel mai fericit? Cel mai fericit? Da. Ce să zic, când mi s-au născut copiii, fetiță. A fost ceva deosebit și apoi, na, fiecare zi care petrec cu ele, așa, parcă mă încarcă și îmi dă sens, îți dă așa o idee despre viață. Da, muncești, e faină și partea asta profesională, dar și familia, când vezi copiii cum cresc și cum se bucură și de ce chestii simple se bucură ei, așa te resetează un pic și dai seama că poate deja ai tot ceea ce trebuie și nu-ți mai trebuie nimic. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Aveți spor în tot ce faceți. La revedere! Mulțumesc! Asta e bine și vouă!